Nu știu, am uitat. Welcome to Tips and Tricks Friday. Welcome. Tips and Tricks Friday. To Tips and Tricks Friday. M-am urdărit de... Carioca. De engleză. Astăzi o să vă arăt cum se calculează puterea în vârf de sarcină a unui motor, deoarece toți vânzătorii de trotinete dau o valoare nominală pentru motor pe care de multe ori o găsim inscripționată și pe motor, așa ar trebui să fie corect. Iar în paralel cu această valoare nominală, mai există o altă valoare în vârf de sarcină, care e o valoare așa, adusă de nicăieri. E bine ca voi să știți care este acea valoare corectă și cum se calculează ea. Spre exemplu, aici avem un motor de 500 de W, atât ne dă producătorul scris pe el. Avem un controller care are o descărcare de 15 A și un acumulator de 48 de V. Ideal ar fi ca BMS-ul din acumulator să fie tot de 15 A. În cazul în care BMS-ul are 20 de A și controlul descarcă doar 15, valoarea de descărcare este de 15. Practic acesta gâtuie cumva bateria. Deci producătorul de baterie și controlul trebuie să fie cumva la valori similare. În cazul în care acesta este de 20 de amperi, iar BMS-ul din baterie permite doar 10 amperi, să spunem, practic degeaba acesta vrea să ia mai mult, că n-are de unde. Și acum, puterea maximă a motorului, în cazul în care avem o baterie de 48, este tensiunea maximă a bateriei. Tensiunea maximă a bateriei la 48 de volți ajunge la 54,6 încărcare. Ori, curentul de descărcare a controllerului. Da? Controller. Deci în cazul nostru avem tensiunea maximă pentru 48 54,6 ori 15 amperi. Ai un calculator? 54,6 ori 15. 819. Deci puterea maximă, cât am zis? 819. Este 819 W. Deci vedeți, față de 500 de W nominal, se ajunge la 819 W. Așa se calculează puterea pentru orice motor. Deci, ca să vedeți de fapt care este puterea reală, trebuie să aveți acces la controller, să vedeți ce curent de descărcare este pe controller. Stai să-și arăt. Deci controllerul ăsta este pentru o baterie de 48 de volți, alimentată la 48 de volți, taie el la 37. Bine, noi putem să schimbăm această valoare din display, să modificăm valoarea. Dar taie controllerul ăsta. Iar aici, vedeți, este curentul de descărcare, 25 de amperi. Această firmă GP este una dintre cele mai vechi firme de controlere. Ei au produs inițial controlere și pentru Dualtron și display pentru Dualtron. Deci Dualtron a folosit controlere de la ei și display de la ei. Deci cu un simplu calcul matematic putem să aflăm valoarea exactă a puterii motorului. Există foarte mulți vânzători de trotinete care spun că au 3000 de W, dar nu știu de unde vine. Așa se calculează, că practic e un calcul matematic.